Bună ziua! Bine v-am regăsit, dragi elevi, la o nouă oră de sociologie. Mă numesc Anca Bucheru, sunt profesor de sociologie la Complexul Educațional Lauder Reut. Pentru astăzi v-am pregătit câteva sugestii de rezolvare cu privire la modelul test-antrenament și anume subiectul 2 și 3. În această prezentare începem cu subiectul al doilea. Prima parte cuprinde item de tip pereche. Ce observăm? Că în coloana din stânga sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunțuri adevărate referitoare la acestea. Cerința. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. Ce observăm? Că în partea stângă avem atât tehnici prezentate, cât și metode de cercetare. În această direcție, mi-aș dori să ne reamintim câteva definiții din capitolul al doilea, metode și tehnici de cercetare. În primă ipostază, aș vrea să recapitulăm definiția metodei de cercetare și anume, vorbim despre acel sistem de reguli și principii de cunoaștere și transformare a realității obiective sau, pornind de la etimologie, putem defini ca fiind drum al gândirii în procesul de obținere a adevărului. Tehnica, să facem distinția dintre metodă și tehnică, putem spune că reprezintă acel ansamblu de prescripții metodologice, reguli, procedee pentru o acțiune eficientă atât în sfera producției materiale cât și în sfera producției spirituale, dar și în cadrul altor acțiuni umane. Iată că vorbim despre procedee. Trebuie să cunoaștem și ce înseamnă procedeul, adică acea manieră de acțiune, de operare cu instrumentul de investigație. Pentru a nu înculca noțiunea de metodă cu cea de tehnică, mi-am propus să vă reamintesc și care sunt metodele de cercetare cu conținuturile specifice. Și anume, ca metode recunoaștem ancheta, observația sociologică, documentul social, experimentul. Dacă recapitulăm definiția observației sociologice, putem să spunem că pune accent pe observarea sistematică, pe baza unui plan riguros, stabilit cu ajutorul unor instrumente adecvate a acțiunilor, interacțiunilor, relațiilor, evenimentelor și proceselor dintr-un câmp social dat. Ancheta sociologică observăm că este o metodă de interogare, informare asupra fenomenelor sociale, la nivelul grupurilor mici și mari, de analiză cuantificabilă în vederea descrierii și explicării lor. Ca tehnici utilizate în cadrul acestor metode, putem să observăm fișa de observație, grila de observație, da? Le-am pus în cadrane distincte, deoarece sunt tehnici pe care le utilizăm în cadrul observării sociologice. Chestionarul, planul de anchetă și interviul sunt instrumente ale anchetei sociologice. Să recapitulăm definiția chestionarului. Reprezintă o succesiune logică și psihologică de întrebări și semne scrise, cu funcție de stimul în raport cu ipotezele cercetării, pentru a obține informații despre fenomene sociale pe baza unor răspunsuri scrise de la indivizi. Atenție! Trebuie să rețineți că întotdeauna chestionarul vizează aceste răspunsuri scrise, comparativ cu interviul, care pune accent pe răspunsuri verbale. Să revenim la subiectul nostru și să identificăm răspunsurile corecte. Dacă vrem să identificăm definiția chestionarului, o să observăm că punctul 2, ce reprezintă o succesiune logică de întrebări scrise, se poate administra de către operatorul de anchetă. Iată că A are răspuns corect 2. Biografia socială este un document social, identificăm punctul 1 ca fiind răspuns corect, deoarece reprezintă istoria vieții scrise de către altcineva pe baza datelor și informațiilor disponibile. Iată că am ajuns și la observația sociologică. Am recapitulat metodele, deci putem să identificăm ca fiind răspuns corect punctul 5, o acea observare sistematică pe baza unui plan riguros stabilit cu ajutorul unor instrumente adecvate a acțiunilor, interacțiunilor, relațiilor, evenimentelor și proceselor dintr-un câmp social dat. Și ne-a rămas metoda de cercetare, care poate fi identificată cu răspunsul 3 corect, sistem de reguli și principii de cunoaștere și transformare a realității obiective. Pentru fiecare răspuns corect, veți obține 3 puncte. Deci, această parte a doua însumează 12 puncte. Partea a doua a subiectului face referire
la un text pe care noi îl vom lectura, să-l citim cu atenție. Socializarea este procesul prin care individul își dezvoltă identitatea personală, învață și asimilează prin interacțiune cu alții valorile și modelele de comportament potrivit culturii, societății și poziției sale sociale. Omul învață modurile de existență socială și grupurile din care face parte. În funcție de realizarea așteptărilor grupului, se poate vorbi despre socializarea pozitivă, atunci când comportamentul este în acord cu modelele oferite de societate, sau despre socializarea negativă, atunci când există conflict între comportament și regulile sau valorile sociale. Primele cerințe fac referire la ideea principală a textului, dar și la concepte pe care le putem identifica în text, iar în baza acestor concepte trebuie să arătăm cum ele interacționează. Deci să trecem la prima cerință. Formulați ideea principală a textului. Un exemplu ar fi acesta. Socializarea este procesul prin care omul, ca ființă socială, își dezvoltă identitatea personală, asimilează norme și valori, roluri sociale și își dezvoltă calități specifice necesare integrării sale la nivel de grup sau în societate. A doua cerință ne cere să explicăm în aproximativ o jumătate de pagină modul specific în care interacționează două concepte sociologice la care face referire textul. Să identificăm conceptele. Socializarea, individul, valori, modele comportamentale, grupurile. Vorbim despre socializarea pozitivă, socializare negativ. Am selectat câteva concepte pe care le putem aborda în această argumentare. Să facem o mică recapitulare. Socializarea este procesul prin care individul își dezvoltă identitatea personală, asimilează din familie, de la școală sau alte instituții, comportamente, abilități, ce îl vor transforma într-o ființă socială. Știm că socializarea se realizează în funcție de moment și de scop. În funcție de moment, identificăm socializarea pozitivă, secundară sau continuă, iar în funcție de scop, identificăm socializarea negativă, resocializarea și socializarea anticipativă. Grupul. Este grupul în care noi ne integrăm, este acel grup unde relaționăm, asimilăm norme și valori. Deci, putem să spunem că este o pluralitate de indivizi aflați într-o situație de solidaritate mai mult sau mai puțin accentuată. Haideți să vedem dacă putem rezolva cerința a doua. Eu am propus să selectăm conceptele de socializare și grup. Când realizăm această argumentare, trebuie să ținem cont de următorul aspect. Să ne formulăm o idee principală, să arătăm cum interacționează cele două concepte și să concluzionăm relația dintre acestea. Un exemplu pe care vi-l prezint acum este acesta. Fiecare om aparține unui număr foarte mare de grupuri. În fapt, ne formăm și trăim și prin grupuri. Grupul reprezintă o agregare umană de două sau mai multe persoane aflate într-o interacțiune de cooperare și solidaritate, ce au scopuri comune, aspirații și atitudini. În cadrul grupului, individul, prin intermediul procesului de socializare, își formează personalitatea umană, deoarece învață de la părinți, profesori, prieteni, din școală și din alte instituții, comportamente, abilități, informații care îl transformă în ființă socială, capabilă să trăiască și să dezvolte într-o societate. În cadrul socializării primare, îi sunt transmise individului norme și valori pe care acesta le asimilează în vederea performării la nivel de grup. Ceea ce a asimilat individul în această etapă primară se continuă cu socializarea secundară, în cadrul căreia conduita este conformă cu modelul personalității de bază, este o conduită permisivă normală, în situația în care individul preia din cadrul grupului în care activează norme și valori opuse celor acceptate de către societate, performează un comportament deviant, și anume vorbim despre socializarea negativă. Concluzionăm prin a menționa că în funcție de realizarea așteptărilor grupului, se poate vorbi despre socializarea pozitivă atunci când comportamentul este în acord cu modelele oferite de societate, sau despre socializarea negativă atunci când există conflict între comportament și regulile sau valorile sociale. O mică observație.
Veți primi punctajul maxim dacă veți atinge următoarele criterii. Pentru menționarea fiecăruia dintre cele două concepte sociologice, câte un punct pentru fiecare, să explicați cum interacționează conceptele, veți primi 4 puncte, pentru coerență 2 puncte și încadrare în limita de spațiu 2 puncte. Să mergem mai departe la următoarea cerință. Ni se cere să construim un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în orice tip de cultură există imagini stereotipe despre străini. Putem să infirmăm sau să confirmăm ipoteza. Eu am ales să confirm această ipoteză, deoarece oamenii sunt adesea definiți ca membri ai grupurilor în funcție de cultura lor, ospitalitate, entuziasm, hărnicie, convingerile lor religioase, origini sau caracteristicile externe, cum ar fi culoarea pielii, coafura sau îmbrăcămintea. Aceste aspecte generează percepții implicite, ce pot genera stereotipuri pozitive, dar și negative. Mulți dintre noi n-am auzit expresii precum: nemții sunt oameni serioși și muncitori, persoanele cu fruntea înaltă sunt deosebit de inteligente sau românul s-a născut poet. Iată, aceste exemple de stereotipuri pozitive ne îndeamnă de a trata diferit străinii, formându-ne o imagine stereotipică. Pentru această cerință veți primi 3 puncte. A patra cerință de la subiectul al doilea ne solicită un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia legile sociale se manifestă întotdeauna prin intermediul acțiunii subiective a oamenilor. În opinia mea, legile sociale se manifestă întotdeauna prin intermediul acțiunii subiective a oamenilor, deoarece acestea generează un anumit tip de ordine socială, cea naturală, firească, umană. Legile sociale au o existență obiectivă, ele nu se confundă cu legile aparținând științei, de exemplu legile sociologice, care sunt enunțuri despre regularitățile din viața socială cunoscute și aprobate de oameni de știință. Deci, legea este un instrument de previziune, ea fiind așteptarea unei repetiții, rezultate ea însăși din același fenomen de repetiție. A treia parte a subiectului de bacalaureat pune accent pe 5 cerințe ce însumează 30 de puncte. Ce anume? Prima cerință ne solicită a preciza înțelesul noțiunii de eșantion. În această direcție v-am prezentat 2 definiții, una mai amplă, una mai simplă, pe care o puteți reține cu mai multă ușurință. Și anume, eșantionul reprezintă tehnica prin care devine posibilă elaborarea de influențe venite din partea universului de cercetat prin investigarea acelei părți din cadrul său sau stabilirea grupului țintă din totalul populației investigate. A doua cerință, la fel de simplă ca și prima, trebuie să menționăm 2 caracteristici ale grupului formal. Pentru fiecare caracteristică în parte vom primi câte 3 puncte. Prima caracteristică face referire la faptul că au o formă prestabilită aceste grupuri formale, sunt create în mod normal de o structură organizațională. O a doua caracteristică pune accent pe aspectul că pozițiile și relațiile din interiorul grupurilor formale sunt independente de subiecții pe care le ocupă, acestea fiind redate printr-o organigramă. Deci, să ne reamintim puțin că acest grup formal pune accent pe relații directe, relații protocolare și mai putem să scoatem în evidență și alte caracteristici că nu implică atașament, afectivitate. A treia cerință. Trebuie să evidențiem o corelație existentă între termenii de status și influență socială, redactând un text coerent de o jumătate de pagină în care să îi utilizăm în sensul specific sociologiei. Această cerință va fi evaluată cu 10 puncte, dar 2 puncte vizează utilizarea termenului de status și influența socială. 4 puncte trebuie să redactăm interacțiunea dintre termenii status și influență socială, 2 puncte pentru coerență și 2 puncte pentru încadrarea în spațiu. După cum observăm și la acest subiect și la subiectul anterior, de la subiectul 2.2, trebuie să respectăm limita de spațiu. Este păcat să pierdem aceste 2 puncte. Pentru a rezolva acest subiect, trebuie întotdeauna să folosim această structură introductivă, interacțiunea dintre termeni și o concluzie la care noi vom ajunge.
Deci, putem să spunem că în interiorul unui grup formal identificăm membrii ce dețin anumite statusuri generate de poziția pe care o dețin în cadrul acestuia. Să ne reamintim ce înseamnă statusul, poziția pe care o deține un individ la nivel social sau într-o anumită structură socială. Aceștia manifestă o influență socială atunci când se vor raporta la îndeplinirea unor sarcini impuse de rolul pe care îl au, de îndeplinit în cadrul formal. Raportându-ne la influența socială, avem în vedere două aspecte. Pe de o parte este vorba de putere, și anume, capacitatea unui individ de a-și impune propria voință în ciuda rezistenței altora. Pe de altă parte, influența socială se referă la prestigiu ori stima de care se bucură o persoană datorită poziției, statusului pe care o are, îl are. Deci, știm foarte bine că în orice instituție, poziția pe care o deține un membru în cadrul acesteia poate să-i ofere o anumită influență. Am dat un exemplu, bună oară, statusul de director al unei instituții de învățământ se poate bucura de mai mult prestigiu în localitatea sa decât personalul auxiliar al instituției. Știm foarte bine că prestigiul într-o comunitate este generat de acest status care, la rândul lui, generează o anumită influență socială. Astfel, statusul pe care un individ îl deține într-o anumită structură socială poate avea o influență socială în ceea ce privește maniera de acțiune a acestuia în anumite contexte sociale. Următorul exercițiu face referire la ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care are loc o modificare a coeziunii în cadrul unui grup social mijlociu. Să ne reamintim ce înseamnă coeziune, să ne reamintim ce înseamnă un grup mijlociu. Coeziunea face referire la un climat psihoafectiv, la consensul pe care îl identificăm în cadrul unui grup între membrii acestuia. Deci, grupul mijlociu este acel grup care pune accent pe competiție, pe consens și pe atingerea unui scop. În această direcție, ca și exemplu, m-am raportat la clasa de elevi. Știm că un grup mijlociu poate să fie constituit de la 15 până la 30 de membri. Iată că, în această direcție, cel mai bun exemplu ar fi clasa de elevi. La ce face referire exemplul? Păi, cel mai important factor extern este sistemul de recompensă la nivelul grupului. Știm că în cadrul clasei de elevi, voi sunteți întotdeauna recompensați cu premii, note sau alte stimulente. Când această recompensă este orientată spre grup, grupul primește recompensa X. Nu știu, o notă, un premiu, un obiect concret. Coeziunea va fi mai mare atunci când această recompensă vizează grupul. Dar când se orientează spre individ, fiecare membru al grupului primește recompensa Y. Deci, fiecare individ va lupta pentru a-și atinge scopul și a primi această recompensă. V-am mai dat un alt exemplu, alți factori externi ce pot acționa în cadrul grupului. Acești factori pot genera o coeziune la nivel de grup social. Și anume, dacă grupul este amenințat, da? Dacă grupul este provocat, în aceste două situații, grupul trebuie să facă față, acest grup ar trebui să-și adune forțele, să se concentreze asupra scopului, să atingă sarcina, astfel încât să apară, eu știu, satisfacția la nivel de grup. Deci putem să spunem că acest grup și această coeziune generează totodată și competiția, deci grupul poate să progreseze. Și ne oprim asupra cerinței 5, ultima, care face parte integrantă din subiectul al treilea, ni se cere să argumentăm în aproximativ 10 rânduri afirmația potrivit căreia, alături de familie și stat, biserica a avut un rol deosebit în viața oamenilor și a marcat comportamente și mentalități. Veți primi 6 puncte, 2 puncte pentru încadrarea în spațiu și 4 puncte pentru argumentare. Care ar fi aceasta? Alături de familie și stat, biserica nu numai îndeamnă la a face binele,
ci prin doctrina ei socială, se îngrijește să ilumineze pe oameni pentru a-i orienta în drumul pe care trebuie să-l urmeze în legitima lor căutare a fericirii și pentru a-i călăuzi la descoperirea adevărului în mijlocul neîncetatelor oferte ale ideologiilor dominante. Propunerea creștină este caracterizată de optimism și de speranță, pentru că se bazează pe om și dintr-un umanism sănătos, îndeamnă la sfânta taina căsătoriei, a botezului și în a respecta valorile culturale în vederea construirii unei ideologii sociale. Deci, atât că biserica este un fenomen la care aderă toți cei ce doresc, iar în cadrul acesteia identificăm acel sentiment religios. Facem distinția dintre sacru și profan. Rolul bisericii este acela de a adera umanitatea la bine și de a performa binele la nivel social. Dragi elevi, ne oprim aici. Sper că ceea ce am valorificat astăzi prin aceste conținuturi ce fac referire la sociologie, și anume socializare, grup, statusul social, vă vor fi utile în a rezolva subiectul de bacalaureat. Spre final, vă urez o călătorie către succes, călătorie ce este anevoioasă, dar sunt sigură că veți face față cu mulbrio examenului de bacalaureat. Vă urez mult succes, știu că voi sunteți învingători!